Originea zilei clătitelor este legată de sărbătoarea întâmpinării Domnului, celebrată în mod tradițional de creștin pe 2 februarie, și care marchează momentul când Fecioara Maria și Iosif îl duc pe Isus la templu, în cea de-a 40-a zi după naștere. Forma circulară a clătitelor subliniază, în culturile franceze și belgiene, fie soarele, fie o monedă. Soarele duce cu gândul la vremea călduroasă după o iarnă aspră, iar moneda, prosperitate și noroc. Tradiția consumului clătitelor în această zi este un omagiu adus ciclului anotimpurilor și în special sosirii primăverii. Așa că sărbătoriți Crab Day împreună cu familia și prietenii, pregătind și mâncând delicioasele clătite, ca să vină cât mai repede primăvara.